aproape 50 de kilometri între Iași și Târgu Frumos, sunt câteva localități parcă uitate de lume. Sărăcia e la ea acasă și oamenii cu greu își mai găsesc câte ceva de muncă. Și asta doar pe timpul verii. În aceste localități, Asociația Miros de Cer se implică de peste 3 ani de zile, iar ceea ce ne motivează să ajutăm sunt copiii care, fără un impuls, vor avea același viitor ca prezentul pe care îl trăiesc părinții lor. Sărăcie, lipsă, foame și disperare. Bătrânii încovoiați de grija zilei de mâine, dar și de ani plini de greutăți prin care au trecut. Drumul noroios, casele dărăpânate și sărăcia care parcă domnește, creează o imagine sumbră și mohorâtă. Toate lucrurile parcă te fac să te duci cu gândul la ceea ce au trăit bunicii noștri, în urmă cu aproape 100 de ani. În aceste sate parcă uitate de lume, întâlnim copii de care nimeni nu se îngrijește, dar totuși au un zâmbet larg pe fața nespălată uneori de zile întregi. Ochișorii lor nevinovați parcă strălucesc la gândul că azi vor avea ceva mai bun la masă. Sau poate că nu vor trebui să mai rabde de foame încă o zi. Lipsa hranei parcă este simțită și de animalele din curte, care uneori suferă din cauza pășunilor uscate și chiar de lipsa cerealelor. Nimeni nu se mai gândește la ei. Singurul care îi cunoaște e doar Dumnezeu. O cutie cu alimente, un sac de cartofi, o simplă bomboană sau o vorbă bună pot schimba pentru un moment tristețea de pe fețele lor în bucurie. Aveați cartofi în casă? N-aveam deloc. Nici dram n-am. Nu s-a făcut nica la noi, nici focșoi, nic. Nu s-a făcut nica, mam. Nica. Suntem cavali de capul nostru. N-avem cuvinte să vă mulțumim. Mulțumim încă o dată din tot sufletul, mulțumim. Că mai poftiți pe la noi. Că e un sat uitat de lume aici. Papuci? Da!
poate nu ai prețuit niciodată papucii pe care i-ai încălțat, însă te-aș ruga să privești aceste imagini. Ei nici nu au ce prețui, pentru că cei mai mulți au doar o singură pereche de papuci, pe care o poartă și acasă, dar și la școală. Ori de câte ori mergem în aceste sate uitate de lume, ne întoarcem la casele noastre mai mulțumiți, dar uneori și cu lacrimi în ochi, când privim acești părinți, dar și copiii, care ne petrec spunându-ne: nu ne uitați, pe noi nu ne caută nimeni. Ne propunem dintotdeauna să-i mai vizităm și credem că vom reuși cu ajutorul lui Dumnezeu, dar și al dumneavoastră. O pereche de papuci, alimentele, cartofii sau alte produse trimise la sediul asociației pot fi o adevărată binecuvântare pentru ei. Susține financiar aceste proiecte. Puținul tău poate nu valorează mult în ochii oamenilor, dar cu siguranță Dumnezeu îl va răsplăti.